Am văzut pe Instagram o postare cu ianuarie a fost cel mai lung an posibil dintre toate lunile și cam așa am simțit și eu. Salutare! Am venit cu favoritele lunii ianuarie și reluăm seria de clipuri cu favoritele lunii care știu că vă place foarte mult și care este așteptată în fiecare lună. Deci asta e seria pe care o vreți în fiecare lună. Fie că să fac eu ce-o-i face, dar să vin în fiecare lună cu favorite. Am văzut din răspunsurile voastre că întotdeauna clipurile mele cu favorite sunt foarte urmărite și ceea ce mă bucură. Luna asta, să știți că n-am avut foarte multe favorite. Între foarte multă agitație, COVID și multe alte chestii de care a trebuit să mă ocup, nu prea am stat pe partea asta de beauty, nu prea mi-a ars, dar am câteva produse pe care le iubesc mult de tot. Unele mai vechi, unele mai noi, o să vedeți. Nu sunt extrem de multe. Am și un film la care mă uit, pe care mai am un pic și îl termin. În seara asta îl dau gata, mai am 3 episoade și îl termin. Și cam... da, cam asta o să vedem în clipul de astăzi. So, luați-vă un ceai, o cafea, ceva și hai să povestim. Prima dată să vorbim despre parfumul lunii ianuarie, care pentru mine a fost Mir și Tonka. L-am purtat pe întregul parcurs al lunii ianuarie, cam toată luna, exceptând ultimele zile și exceptând perioada în care am avut COVID, pentru că a fost singurul parfum pe care îl mai simțeam de altfel, mult, mult redus față de normal. Mi-a revenit mirosul în proporție de 80%, încă mai am puțin așa sechele de rămase, încă nu mi-am revenit complet, dar ăsta a fost parfumul pe care l-am mai simțit, adică îl mai simțeam așa, îi mai simțeam, mai aveam un iz de Mir și Tonka, dar chiar și înainte de asta l-am folosit foarte mult. Este un parfum care mie personal mi se pare că se potrivește foarte bine în perioada rece, un parfum cu niște note foarte speciale din punctul meu de vedere. Are așa o tentă și orientală, dar și elegantă și este diferit. Adică nu mă duce cu gândul la ceva foarte arabesc, nu mă duce nici cu gândul la ceva foarte toxic. Este potrivit așa. Este o combinație între ceva mai deosebit și ceva elegant, astfel încât să nu te dea pe din afară. Știți, cred, de anul trecut, pentru că l-am luat anul trecut și să știți că am folosit foarte puțin, în ciuda faptului că l-am folosit toată luna și chiar și astăzi m-am dat și mă dau aproape în fiecare zi cu el. Se vede că s-a terminat ceva din el, că am consumat ceva din el. Trecând pe partea de piele, am șansa să fiu posesoarea sau fericita posesoare, dacă vreți mai bine spus, a unei armuri de crocodil și am nevoie în special în perioada rece de multă hidratare și mai ales după ce am terminat cu carantina și când am reușit și eu să fac un duș, simțeam că mamă, efectiv am renăscut așa. Am revenit la un unt de corp pe care l-am, cred că vă aduceți aminte, l-am primit de la cei de la Barnagan din vară. Este cu trandafir, din ăla bulgăresc și îmi place foarte tare cum se simte și așa mai degrabă ca un răsfăț. Eu, în general, nu sunt mare amatoare de trandafir, nici în parfumuri, nici în produse cosmetice, dar ăsta îmi place foarte tare, că am senzația că te învăluie așa și îți învăluie pielea și e ca un răsfăț, e tare plăcut. Și l-am mai folosit ocazional, între picături, așa l-am folosit și untul ăsta de corp și mi s-a părut așa ca un treat, dacă vreți, pentru cât de bine miroase. Pe ăsta îl folosesc întotdeauna seara, pentru că e un unt de corp, nu este excesiv de hidratant, adică loțiunea aia de la Neutrogena, faimoasa loțiune de la Neutrogena albastră de care vă zic, este mult mai hidratantă, dar pentru a mai alterna, pentru a mai varia, pentru a mai schimba lucrurile, este o idee foarte bună. Am și loțiunea de corp, am avut și crema de duș de la ei, dar untul ăsta de corp pare cumva mai potrivit pentru perioada asta și dacă, nu știu dacă vedeți voi, dar nu consumă foarte mult pentru că n-ai nevoie de foarte mult. Și textura este una foarte interesantă. Când dai cu mâna în borcan, efectiv ai senzația că dai peste unt. Știți? Exact textura aia de unt este, cum e untul în
când nu este luat de la frigider, când e untul normal, și după aceea se absorbe super repede în piele și asta îmi place, dar v-am zis, ca hidratare este la nivelul unei loțiuni de corp clasice. Un alt produs pe care l-am folosit cu precădere dimineața și ăsta îmi place foarte mult tot așa pentru felul în care miroase, este body sorbeul ăsta de la Pharmalid, pe care l-am primit de la ei cu câteva luni, cred că în decembrie l-am primit și l-am folosit mai mult acum. Uite-mă că începe să-mi revină mirosul, deci e bine. Că ăstuia nu-i simțea mirosul. Are un miros foarte discret, așa, ceva fructat, dar foarte light, așa, nu știu, un fel exact de șerbet, de fructe din astea exotice, cumva, dar foarte light mirosul și foarte plăcut, așa, și este un sorbet pe care îl folosesc cu precădere dimineața, adică tot așa, pentru că se absorbe super repede în corp, nu lasă pielea uleioasă, nu îmi lasă pielea grasă și poți să te îmbraci repede după ce l-ai folosit și mi se pare o variantă foarte bună pentru dimineață, că te trezește, așa, nu știu, e foarte plăcut. Am avut de la cei de la Pharmalid și gelul de duș și scrub-ul. Mi-a plăcut foarte tare. Îmi place, apropo de asta, îmi place și crema asta pentru picioare, dar eu o folosesc pentru mâini. Da, pentru că mâinile mele sunt, cred că mai uscate decât picioarele și o folosesc pentru mâini și îmi place foarte mult. Asta îmi place chiar mai mult decât aia cu pantenol. Mai am una cu pantenol și aia nu mă dă pe spate, dar asta îmi place mai mult. Și nici nu e mentolată, nici nu... Are un miros așa foarte plăcut de cremă clasică și e foarte plăcută și asta. Așa, în materie de skincare pentru față, adică am două produse și avem așa, prima dată un demachiant solid pe care mi l-a făcut Eugenia cadou de Crăciun. Dacă v-ați uitat la clipurile mele din perioada Crăciunului, vi l-am arătat, se numește Clinit Zero și este un demachiant din acela clasic solid, știți cum au apărut, cum este și cel de la Clinic, și arată ceva de genul ăsta, e ca un balsam așa, deci n-ai nevoie de foarte mult, are și o spatulă cu care să-l iei, ceea ce îmi place foarte tare că nu trebuie să-ți bagi degetele acolo. Și partea frumoasă cu acest balsam, stați să pun asta că era invers, partea frumoasă cu acest balsam de demachiere este că se comportă exact ca un ulei de demachiere, adică este în momentul în care intră în contact cu pielea, se transformă în ulei și îți topește tot machiajul de pe față, fără să îți usuce pielea, fără să îți irite pielea și se curăță foarte, foarte bine, spre deosebire de uleiul de demachiere de la Nivea, pe care știți că îl folosesc eu în mod special și care îmi place foarte mult, e foarte bun uleiul de demachiere de la Nivea, dacă vreți o alternativă drugstore mai accesibilă, asta este foarte... uleiul de demachiere de la Nivea este foarte bun, dar spre deosebire de uleiul ăla de demachiere, știți că problema mea eternă cu uleiul ăla este că nu mi se curăță de pe ochi, când îl clătesc parcă nu vrea deloc să se ia de pe ochi, ăsta se curăță. Asta e diferența majoră pentru mine, ca să zic așa. Se curăță și în rest este foarte blând cu piele, foarte ok. El nu rămâne sub formă de cremă, cum v-am zis, în momentul în care îl folosești, ci se transformă în ulei, pur și simplu. Se transformă în ulei și îți topește machiajul, te clătești și după aceea treci la a te spăla pe față cu un gel de curățare. Pas super important, deci să nu săriți peste partea cu spălatul pe față, că nu ține loc de spălat pe față, ăsta doar ia grosul machiajului, da? Pentru cine are impresia că ăsta ține loc și de spălat pe față, no way. Un alt produs pe care l-am încercat luna asta este această mască neagră. Știți, cred, cu toții măștile alea de tip peel-off negre, care erau într-un timp niște meme-uri pe internet cu acele persoane care jupuiau efectiv pielea și eram într-o zi în DM și zic, da, de ce să nu-mi iau și eu o cremă din asta, o mască din asta, și mi-am luat pentru că am probleme frecvent în zona asta și mai ales aici, nu știu, în ultima perioadă aici zona asta turbat. Și zic, de ce să nu-mi iau și eu o mască din asta ca să mai scot punctele negre și să mai rezolv problema, și chiar funcționează. Chiar mi se pare că este foarte bună fără să tragă de piele, adică nu-ți jupoaie pielea, nu simți că
Și o aplic într-un stat destul de generos. Eu o aplic în general local, adică nu o aplic pe toată fața, că n-am nevoie. Am nevoie în mod special în zona asta, unde am porii mai dilatați și aici, știți? Și se curăță foarte bine. Bineînțeles, firea mea super curioasă a stat și s-a uitat așa la foițele alea să vadă dacă a scos ceva din pori și chiar iese, adică să văd niște puncte negre care ies de acolo și sunt scoase din pori. Deci este eficientă și partea bună este că nu îți șbaie pielea, adică nu mirită pielea, nu mă trage de piele, adică se curăță normal. Trebuie aplicat într-un strat generos și încă o chestie, are alcool, dar asta este, adică în general genul ăsta de măști peel-off au alcool special pentru a se evapora și ele a se usca cât mai repede, astfel încât să-și facă treaba. De asemenea, ei zic că mai are ion de argint și zinc, ceea ce iarăși ajută la coșul și dacă ai un ten acneic, so it's nice. Deci mie mi se pare ok, v-am zis, am luat-o din Deme. Și apoi, apropo de perioada asta de boală, de carantină, mi-am dat seama că am un dispozitiv pe care în ultima vreme nu l-am băgat în seamă prea mult și rău am făcut că nu l-am băgat în seamă prea mult pentru că este foarte bun și anume acest umidificator. Da, al meu arată așa, ca o mică navetă spațială, ca un mic glob spațial, se pune apa aici, l-am golit acum ca să pot să-l să vi-l arăt. Se bagă în priză și îi dai drumul și îți scoate aburi, așa. Bineînțeles, poți să pui uleiuri esențiale sau parfum în el și nu știu ce. Dar ce am observat eu în perioada asta cât am fost bolnavă, că mi-a desfundat nasul. În general, la mine, acum, în perioada asta, fiindcă caloriferele pornite și toate cele, este un aer foarte uscat în casă și îl simt, mai ales dimineața, că mă trezesc cu gâtul uscat, cu nasul uscat și mi-am dat seama că e bine să bag ăsta în priză. Ăsta al meu funcționează până la 5 ore, prin urmare mă ține destul de mult și ajută să nu mai am senzația asta, dar cu precădere când am fost bolnavă, când aveam nasul înfundat, am observat că de fiecare dată când dădeam drumul la asta, doar cu apă, fără parfum, fără nimic, pentru că nu simțeam, adică n-am mai pus parfumuri sau uleiuri în el, că nu le simțeam și n-avea sens, doar cu apă îmi desfunda nasul foarte repede. Eu nu folosesc pufuri din alea de nas, spray-uri din alea de nas, că nu le suport. Adică dacă am nasul înfundat, îl las așa până îi trece. Nu folosesc chestii din alea, că v-am zis, mă zgâie pe creier. Și am observat că dacă puneam apă în asta și dădeam drumul să facă abur, nu mai aveam nicio problemă. Mi se desfunda nasul și în somn, mi se desfunda nasul și mi-era mult mai bine. Adică puteam să respir normal și puteam să ador mult mai ușor cu el. Și de-aia a intrat în topul favoritelor mele. Îl iubeam și până acum, dar în vara nu prea l-am folosit, că vara oricum umiditatea este foarte mare, nu e ca acum. Și da, nu știu, nu prea l-am mai băgat în seamă în ultima vreme, îi dădeam drumul așa ocazional doar ca să parfumez prin cameră, să parfumez dormitorul, dar în rest nu i-am dat drumul și acum când am fost bolnavă zic wow, da, it's something, I love it, adică dacă aveți o chestie din asta și aveți nasul înfundat, încercați trucul ăsta pentru că ajută super mult. Apoi, am un ceai pe care l-a luat Eugenia când a venit la mine, fix înainte să mă îmbolnovesc și este cu păr și caramel, îi zice. Este un ceai pe care l-a luat din Lidl. Deci, Dumnezeule, nici nu aveți idee ce gust bun are ceaiul ăsta. Este gustul ăla de pară coaptă. Nu știu dacă voi vreodată în viața asta ați mâncat pere coapte, dar sunt geniale. Adică, ce sunt geniale? Merele coapte, dar perele coapte sunt Dumnezeu pe lumea asta. Și vine așa, în formă de pliculețe din astea, sub formă de piramidă. Și le bagi în apă, ca pe orice ceai și îl las să infuzeze, dar are un gust atât de bun. Lord Nelson scrie pe ele, habar n-am. Deci, nu știu, i-am zis și eu, Eugenie, ia și mie niște ceai de la magazin când a venit la mine și m-a întrebat ce vrei și zic că ăsta sună bine și l-am luat așa și este delicious, deci chiar este super aromat și super bun. Partea proastă a fost că chiar cu ăsta mi-am dat seama că mi-am pierdut gustul pentru că nu-l mai simțeam într-o zi, într-o seară mi-am făcut și nu mai simțeam aroma și zic ce s-a întâmplat cu el și așa m-am prins că nu mai aveam gust.
Yes. Așa. Și ultimul favorit de pe luna ianuarie este un serial și anume Avatar. V-am zis eu în clipul cu Get Ready With Me, dacă nu mă înșel, v-am zis că încep să mă uit la Avatar pentru că mă tot trezeam noaptea pe la, nu știu, 12, 3, habar n-am, nu știu pe la ce oră se dă pe programul de desene animate pe care las eu televizorul și mă tot trezeam noaptea și dădeam de serialul ăsta și la un moment dat a început să mă prindă și este vorba despre un băiețel care este maestru al elementelor, adică foc, apă, aer și pământ, și care trebuie să se lupte cu, să readucă pacea în lume, așa, și mă rog, îmi place, este un anime de fapt și îmi place mult, adică nu știu, pe mine în general animeurile nu prea m-au prins. Am mai spus eu că de la Sailor Moon și Son Goku nu prea mai am avut treabă cu animeurile, dar ăsta m-a prins foarte tare, m-a prins povestea. Trezindu-mă așa, tot ascultam la televizor și nu mai adormeam pentru că îl ascultam pe ăla și după aia l-am căutat, se găsește pe Netflix, îl găsiți, este din 2000 și ceva. Apărut, deci îl găsiți pe Netflix dacă vă interesează. Mai am 3 episoade din ultimul sezon. Sunt 3 sezoane cu câte 20 de episoade și mai am 3 episoade pe care le voi termina în seara asta. Un episod are în jur la 20 de minute, adică nu sunt super lungi. Și o să le termin în seara asta și cred că după ăsta o să încep Țestoasele Ninja, că un alt serial care mă ține noaptea trează când mă trezesc așa este cel cu Țestoasele Ninja. Și da, la Țestoasele Ninja știu că mă mai uitam într-o perioadă când eram în generală, se dădea pe un program pe care îl prindeam eu și mă mai uitam, dar după le-am pierdut urma, nu știu ce s-a întâmplat și ne-am regăsit acum și am zis că după ce termin cu Avatarul le iau pe astea la întrebări să vedem. Da, și cam astea au fost favoritele mele de luna asta, n-au fost multe, v-am zis, n-au fost prea multe, dar au fost, sunt drăguțe și chiar vă recomand să încercați produsele astea în mod special dacă aveți ocazia, dacă dați de ele, că sunt super bune. Aș vrea de asemenea să-mi spuneți și voi în comentarii care sunt produsele voastre favorite în luna ianuarie sau ce planuri aveți pe viitor sau dacă și vouă vi s-a părut că ianuarie a fost cel mai lung an dintre luni posibil. Spuneți-mi și de asemenea nu uitați să veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo și cu voi în fiecare zi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!